Bun găsit! Astăzi vom explora grădina botanică. Vom merge pe firul istoriei până în secolul 20, când a fost amenajat acest loc de agrement. Pentru început, trei lucruri interesante despre această grădină. Aici crește un nufăr care poate susține greutatea unui copil mic. În grădină se află și un turn de apă construit în anul 1920. Un alt lucru demn de remarcat e faptul că în această grădină se află cel mai bogat ierbar al țării, numai puțin de 650.000 de foi cu plante. Mai multe în minutele care urmează. Dacă vrem să știm cum arată plantele și drogurile medicinale din secolul al XVIII-lea, trebuie să aruncăm o privire în Muzeul Botanic. Clădirea găzduiește specii care creșteau în anul 1760 pe munții, dealurile și pășunile din Transilvania. Odată ce pășești pragul instituției, ai ocazia să explorezi mai multe secole din povestea botanicii românești. Aici este, de fapt, creierul și inima grădinii botanice clujene, pentru că de aici începe totul. Colecția aceasta a adunat la un moment dat în secolul 19, un așa grad de mare de know-how în domeniul botanicii, atașat Universității din Cluj, încât la un moment dat s-a hotărât deschiderea acestui domeniu și spre publicul larg, oferindu-i, în schimb, aici o colecție de plante vii, care reprezintă, de fapt, colecția de plante care poate să fie vizitată de către publicul larg în parcul atașat grădinii botanice. Dar de aici începe totul și aici se desfășoară în continuare tot ceea ce este cel mai important pentru grădina botanică. Din ce cauză? Colecția în sine este foarte veche, începe în secolul 18. Cele mai vechi col sunt de la 1760, odată cu primele sistematizări ale florei din Transilvania. Din acest moment începe această colecție și care continuă vie și astăzi. Între timp, datorită faptului că a fost permanent ajutată, aici devine cea mai mare colecție de acest tip din România, printre cele mai importante ale Europei, în special pentru flora Carpaților este definitorie, și ceea ce este și mai important aici este tezaurizat întreg patrimoniul vegetal al României. Discutăm fără... Plante din toate zonele. Sunt plante din toată România, dar sunt plante din întreaga lume. Aici avem de-a face, de fapt, cu munca a multor sute de cercetători, cei mai buni care au avut acest teritoriu, pentru că colecția începe înainte de România, dar este mai veche decât România, și continuă pe durata a câtorva sute de ani. Deci, din această cauză, valoarea ei este efectiv inestimabilă. Dați-ne exemple de câteva plante mai deosebite. Sunt plante de toate tipurile, dar, de exemplu, ca fapte inedite. De exemplu, sunt plante care au fost recenzate în secolul XIX. Da? Deci, cercetători care umblau și au descoperit diverse specii, care n-au mai fost găsite de atunci. A fost, uite, cazul speciei care se găsește doar în munții Rodnei, o specie endemică localizată doar pe câteva văi din această parte a munților, care n-a mai fost regăsită sute de ani. Din fericire, s-a crezut că este pierdută pentru totdeauna. Aveam documentele aici. Din fericire, niște colegi de-ai noștri de aici au regăsit specia în urmă cu circa 3 ani de zile, dacă nu mă înșel. Deci avem certitudinea că măcar 3 fire din această specie, care este absolut unică în lume, au mai existat. Din nefericire, vestea proastă este că de atunci oile și-au făcut de cap și au distrus de asemenea din nou această plantă. Deja aici este neglijența noastră ca nație, că nu știm să păstrăm efectiv aceste comori care au fost descoperite, care sunt unice. Ca să ajungi în cea mai colorată zonă a grădinii botanice, trebuie să traversezi un râu și să treci printr-o poartă sacră. Atracția acestui colț de rai este o căsuță japoneză. Este unul dintre punctele cele mai căutate de către turiști, datorită în special ambinării, zicem noi, armonioase între arhitectura de tip oriental. Avem de a face cu o ceainărie aici în partea dreaptă, dacă ar respectă tradiția arhitecturii peisagiste japoneze. Poți servi și ceai turiștii? Da, dacă își aduc ei de acasă, cum să nu. Și acum este un grup de copii acolo care probabil realizează un picnic, deci există acces. Și o îmbinare a plantelor din extremul orient. De fapt, aici nu avem de a face doar cu plante din... Dacă grădina în sine respectă arhitectura japoneză de peisagistică, plantele în sine nu sunt doar din Japonia. Sunt plante care provin în special din Asia Extremă, care
sunt expuse pentru a fi observate în toate stadiile lor, și anume din primăvara de vreme, când înfloresc magnoliile. Există mai multe specii de magnolie, poate lumea nu știe că magnoliile nu sunt native în România, ele sunt plante care sunt cultivate exclusiv și care provin marea majoritate a lor din Asia. Există și specii din America de Nord, dar marea majoritate sunt din Asia, noi având aici câteva specii. Apoi ne găsim aici sub la umbra unei Wisteria, se numește, o plantă din familia fasolei, dar care provine iarăși din extremul Orient, face niște ciorchini superbi de flori care ajung la 30-40 de centimetri, de culoare violetă sau albă. Există tot felul de alte curiozități, întrucât aceste plante aduse de acolo sunt cultivate pe scară largă actualmente în toate grădinile de lume, nici nu mai știe că ele de fapt nu aparțin teritoriului nostru. De exemplu, primăvara înfloresc forsițiile, de asemenea, care vin de acolo. Specii de iasomie, da? Specii de cireș mai speciale, cireșul japonez care înflorește. Avem aici celebra ginkgo biloba, care este cunoscută de toată lumea, cultivată în parcuri, dar care provine de asemenea o specie foarte interesantă sub raport botanic, e pentru că ea este mai aproape, de exemplu, de brad decât de este de plantele, să zicem, cu frunzele late, care se găsesc acum peste tot, și de asemenea specii de lariță și așa mai de hortensiile care acum sunt în floare. Deci există o succesiune de plante care pot să fie observate tot timpul și de fapt grădina aceasta japoneză nu este decât un suport arhitectural frumos pentru aceste plante. Am văzut pe tablița indicatoare că ar fi 27 de elemente. Da, sunt mai multe elemente arhitecturale aici care respectă, dar speciile de plante, care de fapt asta este partea cea mai importantă, sunt de ordinul sutelor. Da? Deci este o îmbinare fericită între elemente de arhitectură și elemente de botanică. Din extremul Orient am ajuns rapid în America de Sud, în America Centrală. Asta e avantajul de a veni într-o grădină botanică. Treci rapid de pe un continent pe altul, de la distanță de mii de kilometri, le faci în câteva minute. Ne găsim în cea mai caldă seră, este vorba de sera ecuatorială, care cuprinde plante care se găsesc în regiunile tropicale, în special în de-a lungul ecuatorului. Un climat extraordinar de cald și extraordinar de umed în același timp. Iar planta care poate este cea mai apreciată și de fapt este partea centrală acestei sere, este vorba despre un nufăr de Amazon care se numește științific Victoria cruciana. Este un nufăr care crește în apele domoale, deci nu neapărat pe cursul principal al fluviului, ci pe bălțile care formează canale imense care există în acest bazin mare cât un continent aproape. Și acest nufăr profită de condițiile excepționale care le oferă aceste bălți, aceste canale. Se formează întinderi foarte mari, care pot să fie de ordinul hectarelor, acoperite de aceste frunze. Vă dați seama, este mult mai mare decât nufărul obișnuit de aici, care se găsește și în România. Câte kilograme poate susține? Frunzele lui, în condiții naturale, în care planta este mai robustă decât poate să dezvolte aici, se zice că poate să susțină un copil până la 40 de kilograme. Că este adevărat sau nu, dar avem fotografii în schimb cu copii mai mici care au fost făcute de către colegii noștri pe frunzele acestui nufăr. Necesită o temperatură constantă și ridicată de-a lungul întregii perioade a anului. Din această cauză se încălzește inclusiv apa, inclusiv vara, da? Pentru că dacă scade temperatura, el nu se mai dezvoltă prea mult. Face niște flori care sunt splendide, care sunt foarte mari, peste 30 cm în diametru, și care schimbă culoarea de la alb spre mov în funcție de polenizar. Se deschid noaptea, deci vizitatorii n-au să le vadă în decursul zilei, iar după ce vor fi polenizate, bineînțeles, o să formeze un fruct și semințele. Pentru că noi trebuie în aceste condiții să semănăm în fiecare an, da? Deci planta asta, cât e de mare, este foarte tânără, are câteva luni numai, a fost semănată în februarie. În grădina care se întinde pe 14 hectare, există o zonă unică în țară.
Grădina romană reprezintă iarăși un punct inedit, absolut inedit al grădinii botanice. Din cunoștințele mele, nu știu dacă se mai găsește, cel puțin în România și încă câteva țări în jur. A fost într-adevăr un lucru pozitiv de a se putea crea, întrucât orașul Napoca, în care orașul roman Napoca a fost un oraș important roman pentru partea aceasta a Imperiului. S-au găsit diverse artefacte odată cu săpăturile din centru, unele dintre ele aducându-se aici. Deci avem de-a face cu această zeiță Ceres, da? Care nu este o copie modernă, ci este efectiv o statuie romană. Avem diverse sarcofage și alte unelte care erau folosite, de exemplu, storcătoare de struguri și așa mai departe, care erau folosite pe timpurile în care romanii au locuit în această parte. Ce este foarte important, iarăși cu scop demonstrativ atât pentru studenții de la biologie care învață aici, cât și pentru turiști, este faptul că profităm de această insulă de latinitate, da, în mijlocul grădinii botanice, pentru a demonstra anumite similitudine evidente care există între limba română și latină. Denumirile științifice ale plantelor, ca toate denumirile științifice din lumea vie, sunt bazate pe latină, da? Sunt cele binare, da? Cu denumire. Lumea știe acest lucru, da? Homo sapiens, sapiens deja intră în vocabularul oricărui om cultivat. Aici putem vedea însă că există o multitudine de alte plante care erau numite de romani într-un fel și noi le numim la fel. De exemplu, pinii aceștia bătrâni de aici, pin negru, se numesc în limba română, sunt mai multe specii de pin, acesta este pinul negru, în latină se numesc pinus nigra. Deci, cred că este evident, trebuie să dau explicații suplimentare asupra modului în care vocabularul încă se păstrează denumiri de bază. De asemenea, există alte specii care erau cultivate și care sunt cultivate și actualmente în grădinile țărănești sau oricum ca plante care sunt utilizate și a căror denumire științifică este foarte elocventă, de la ceapă, alium, cepa, de fapt alium dă și ai, da? Usturoiul, cum se mai numește la țară și în franceză la fel ai, deci există o posibilitate de a demonstra aceste similitudini. Grădina botanică este mult mai mare decât punctele care le-am văzut aici, cantonate, să zicem, în prima jumătate. Pe lângă acest sector fitogeografic care este foarte larg, în care vedem plantele lumii, avem poate partea cea mai, să zicem, o parte interesantă și inedită pe care Borza a realizat-o, flora și vegetația României, în care se pot vedea condensat principalele regiuni ale țării cu principalele tipuri de vegetație care există. Există de asemenea un sector sistematic în care plantele sunt grupate pe familii și în care se poate face rapid o excursie printre toate marile grupe de plante care există pe Terra și de asemenea mai există un sector economic în care sunt prezentate plantele care au o utilitate practică pentru viața omului. Unul dintre rolurile majore ale grădinilor botanice, mai puțin cunoscut de publicul larg, este acela de conservare, se spune ex situ, adică în afara situlor naturale în care cresc, a diverselor specii care sunt rare sau periclitate. Da? Datorită activității umane, ele pot să fie în pragul extinției în cele mai dramatice cazuri sau oricum să necesite protecția lor. Un exemplu din acesta este o plantă, să zicem, far pentru botanica din Transilvania, este așa numitul liliac transilvan, care se vede aici. Toată lumea știe liliacul obișnuit de grădină, care, apropo, și acela trăiește în mod spontan în România. Dar acesta este unic. Altundeva în afara Carpaților nu trăiește și nici aici nu-l găsim peste tot, ci doar câteva puncte pe câteva văi izolate din munții Apuseni și câteva puncte de asemenea mai sunt în Ucraina. Deci gradul lor de periclitare este mare. Orice acțiune care ar duce la dispariția habitatului din aceste puncte ar duce la dispariția, să zicem, a unui lucru unic în lume. Acest liliac transilvan se numește Siringa iujichea, nume dat în cinstea unei contese care era în Transilvania, specia fiind descrisă în secolul XIX.
De asemenea, aici, înconjurat de acest verde, se găsesc pajiștile care sunt tipice pentru munții din Transilvania, ochiurile de sărătură care sunt tipice pentru peisajul transilvan. Știm că aici, în jurul Clujului, există foarte multă sare la suprafață, s-a făcut exploatare încă din antichitate și avem băi termale care sunt de asemenea reputate, cel puțin pentru regiune. Mergând puțin mai încolo, să trecem la Marea Neagră și o să vedem dunele maritime, de asemenea tipuri de ecosisteme care sunt extrem de fragile și care sunt așa de mult influențate negativ de către om, încât sunt de adevăratele în pragul extinției. Aici avem câteva specii care sunt importante pentru acestea. Povestea grădinii botanice începe cu un conte larg la pungă care a donat un parc. Grădinile botanice au existat și în antichitate, se știe din Sumer, dar grădinile moderne botanice apar, să spun, din cadrul grădinilor din Evul Mediu, care erau în jurul mănăstirilor. Călugării asamblau astfel de grădini pentru plante medicinale. De fapt, și aici, în zona Clujului, avem, se știe că unde este acum locația USAMV-ului, călugării benedictini și, pe urmă, cei iezuiți aveau grădini și nu numai de zarzavaturi, dar și grădini pentru leacuri. Ei, de la leacurile acestea, sigur că da, fantezia umană și cunoașterea umană, pentru frumos, mă gândesc, în estetic, s-au organizat și grădini botanice. Prima grădină botanică din România este cea din Iași, nu este a noastră. În Cluj, prima grădină botanică era pe strada Cogălnicianu, pe strada Cogălnicianu numărul 8, în cadrul palatului Bethlehem, a unei familii reprezentative acestui nume, Bethlehem. În ce secol? În secolul XIX, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, dar acum, propriu zis, nu era o grădină botanică, era un hobby a acelui baron. Și grădină botanică, în adevăratul sens al cuvântului, vorbim odată cu crearea Universității Francisc Iosif în 1872 și iarăși vom pomeni de Mico Imre. Acest conte altruist, numit de către populația maghiară de aici un Seceni al Ardealului, Seceni era Ișvan Seceni, activa mai mult în Ungaria și în cealaltă parte a regatului, se ocupa tot cu treburi altruiste de știință și de cultură. Avea inima largă și punga largă. Da, și inima largă și punga largă, asta foarte bine accentuat. Și el cedează 3 hectare de acolo, din actuala clădire, de ansamblu de clădire a facultăților de geografie, zoologie și geologie în cartierul Hașdeu. Strada pe care astăzi își are locația grădina botanică, mă refer la strada Republicii numărul 42, se numea Hajongard, pentru că era în apropierea cimitirului, apoi a purtat numele de strada Maiului. De ce? O să zic de ce Maiul Șuțo? Pentru că luna mai clujenii veneau și mergeau la iarbă verde. Acum nu mai au ce căuta, că sunt numai proprietăți private, nici în Făget. Ulterior s-a numit strada Regală. Și mult mai târziu, strada Republicii, la un moment dat, a purtat și numele unui stomatolog celebru a Clujului, Gheorghe Bilașcu. Un stomatolog care a avut ca hobby-uri și cultura și, în primul rând, investigarea naturii. Ei, ce s-a întâmplat cu această grădină care a fost vândută sau dată orașului, mai bine zis, dată de către Mico Imre? S-a făcut un institut biologic, era o casă cu 4 camere, dar între timp, primul director, se numea Caniț, nu a avut bani. Iar era problema tipică, spun, și nu a reușit să dezvolte decât un sfert din terenul pe care l-a primit. Între timp se construiește în acea zonă un institut de chimie și în legislația, să-i spunem între ghilimele, bineînțeles, a următorului director, Ișvan Fi, se va face și un institut de zoologie. Deci unul chimie, unul zoologie. Nu au avut posibilitatea nici pecuniară, dar nici fizică, între ghilimele, pentru a rezolva această grădină botanică. Pentru că ea inițial era realizată pentru studiu, nu pentru vizită. O să vedem noi. Ei, ce deci se... publicul nu avea acces. Nu avea acces la început. Ulterior vine un alt director, Richter, Aladar Richter, care
își dă seama de potențialul grădinii, dorește să facă, era un tip cu idei inovatoare, dar ce se întâmplă? Vine un concurent al său, că bineînțeles concurența exista și atunci, un profesor Apati, care era de zoologie, trântește acolo un institut de zoologie și ăsta n-a mai avut ce face Richter. Și atunci a cerut conducerii Clujului și statului maghiar de atunci să-i se aloce un alt teren. Deci în fiecare rău e și un bine. Și s-a alocat acest teren de pe această stradă, inițial un teren stâncos, după cum îl vezi pe pantă, la o altitudine de 410 metri de nivel mării. Știi că am mai vorbit noi la Cetățuie de cele 7 terase geologice ale Clujului. Ne aflăm spre Clinicilor, spre a doua terasă ca înălțime. Aici a luat primată 3 hectare. Unii spun că era tot proprietatea lui Mico Imre, aceste 3 hectare. Planul grădinii a fost schițat de un slujitor al Bisericii Greco-Catolice. Academicianul clujan Alexandru Borza a transformat o grădină de legume într-o adevărată operă de artă. Adevăratul fondator al acestei grădini botanice este marele savant Alexandru Borza, de care o să și discutăm, nu aiurea, o să câteva cuvinte o să spun despre el, nu aiurea și poartă numele, această grădină botanică îi poartă numele. Alexandru, deci după 1919, trebuie să spunem că majoritatea profesorilor de etnie maghiară nu au jurat fidelitate statului român și atunci Consiliul Dirigent de atunci, care era un fel de guvern provizoriu pentru Transilvania, angajează între ghilimele 14 savanți care se vor ocupa cu gestionarea culturală a Clujului, a universității și acestei grădini botanice. Pentru că Alexandru Borza, când a fost numit a organiza această grădină, l-a avut ca și colaborator pe celebru Onisifor Ghibu. Noi am amintit de el, acest Onisifor Ghibu a stat pe actuala stradă Aron Ianoș, lângă Parcul Mare la numărul 17, toată perioada interbelică și a avut un rol extrem, extrem de important în viața intelectuală, culturală și nu numai a Clujului. Și treptat, treptat începe să organizeze această grădină, dar botanică numai pentru studiu, pentru că era arondată universității. Alexandru Borza se naște în 1887, exact ca Romulus Vuia, în același an, dar la Alba Iulia. Urmează la Blaj un seminar teologic greco-catolic, deci făcea parte într-o familie greco-catolică. Urmează un seminar teologic superior la Budapesta. Urmează facultatea de geografie de la Budapesta. Este licențiat și a doctoratul în botanică, în științele botanicii și nu numai, pentru că existau și științe auxiliare, va face studii și la Breslau, iar din 1900 până în 1919 el a fost profesor la liceul de băieți din Blaj. Nota bene, el a fost adus de Onisifor Ghibu. Onisifor Ghibu a adus o grămadă de oameni capabili la Cluj, la fondarea Universității Românești. Alexandru Borza se pune pe treabă din 1920. El era și un preot protopop greco-catolic. Pe treaba asta a avut și de pătimit după venirea comuniștilor la putere. Și un lucru să-ți spun, că datorită lui și a familiei sale avem pozele de la Marea Adunare de la Alba Iulia de la 1 decembrie, singurele poze realizate de Samuel Murza. Și ele au fost donate bisericii greco-catolice de fica sa, Viorica Lascu. Asta e un lucru foarte important care puțină lume îl spune. El sigur că a fost trecut pe tușă de comuniști pentru că era greco-catolic, prieten cu Maniu, prieten cu Hosu, dar nu l-au închis și l-au lăsat să lucreze la institut, sigur, cariera universitară i s-a sfârșit. Alături de Cornel Gutler și alături de un grădinar, Gheorghe Filip, a trecut la treabă. S-a realizat în 5 ani de zile enorm pe această, în primul rând, a mai cumpărat teren. Teren în care acest pârâu al țiganilor, care se devarsă în canalul Morilor, lângă Colegiul Barițiu, acolo lângă stație, pe strada, confluența străzii Emilisa cu strada Barițiu, aici toate pâraiele care sunt afluenți au fost sistematizate, s-a făcut un turn de apă, de asemenea s-a construit o clădire, care și astăzi se numește Clădirea Galbenă, în care stăteau
cercetătorii sau fost cercetători și astăzi locuiesc acolo cercetătorii sau foștii cercetători ai acestui grădin botanice. Când a fost deschisă grădina botanică pentru public? Da, mă gândeam că pui și întrebarea asta. Nu uitam, pentru public a fost deschisă în 1925, pentru că și el și-a dat seama Borza și colaboratorii săi că vor spori fondurile grădinii prin afluența de public pe care o va avea această locație a Clujului. Ceea ce s-a și întâmplat, s-a organizat un comitet care gestiona banii grădinii, format din primarul Clujului, din rectorul Clujului, Universității Clujene, din directorul acestei grădini botanice, doi cenzori, deci toți care erau interesați în dezvoltarea acestui loc al Clujului. În grădina botanică există o statuie care reprezintă o scriitoare celebră. Zeci de ani, locuitorii din orașul Comoară au răspândit zvonuri false despre această sculptură în piatră. În spatele turnului de apă este o statuie. Toată lumea a crezut că este celebra Sisi, dar nu este celebra Sisi, ci este o altă celebră doamnă, așa numită Doamna Călatei, numită Etelka Hori, Giarmatin, o și scriitoare care are în spatele turnului apei statuia. Lumea crede că este Sisi. Nu, într-adevăr a fost și bustul lui Sisi. Aici am discutat de treaba asta, probabil o să mai discutăm. Sigur că da, dar asta ceva mai târziu. Se organizează o grădină romană în măsura în care existau vestigii romane aici. Grădina lui Pliniu. Ăsta era un tip roman cunoscut care se ocupa cu botanica. Deci era, să zicem, un pionier al botanicii. De asemenea, zona aceasta a grădinii botanice este împânzită cu cele 8 statui luate de pe frontispiciul Universității Babeș-Bolyai și fixate aici aleatoriu, o să le vezi unele dintre ele, deci să se știe și lucrul acesta. Acest loc de recreere este vizitat de clujeni și mai ales de studenți, de tineri. Aici au avut loc o serie de idile, nu numai în perioada asta, și acum se întâmplă, și în perioada interbelică, și deci de când este fondată. Un alt lucru inedit care lumea, puțină lume, cred că cunoaște acest lucru, este că în perioada interbelică aici s-a realizat un institut meteorologic. Deci de aici se dădea prognoza meteo pentru Cluj și pentru județul Cluj. Sigur, acest institut meteorologic astăzi nu mai există aici, dar pentru perioada interbelică aici funcționa acest, tot în timpul directoratului lui Borza. Alexandru Borza a făcut extrem, extrem de multe lucruri pentru acest loc. Și grădina botanică are relații cu peste 500 de grădini botanice din lume. Este considerată una dintre cele mai frumoase grădini botanice din Europa Centrală și de Centru-Est, grădina noastră botanică. De asemenea, aici există este trunchiul copacului care era lângă fostul stadion Ion Moida, secular. No, ăsta e mai bătrân decât ăla care ți l-am arătat, copacul din Parcul Mare. Ela nu știu câți ani are, deci secular, dar este trunchiul salvat. Un lucru extrem, extrem de, de relevant pentru niște locuri romantice. Locul este relevant pentru Cluj și face parte din patrimoniul național, categoria A, din anul 2010. Această locație, grădina botanică, este în patrimoniul național, categoria A, pentru că este categoria A, care reprezintă țara, categoria B, de care se ocupă județul. Deci cimitirul, de exemplu, Hajongardul, e în categoria B. Ca să-ți spun, asta nu e picanterie, dar e o treabă care multă lume nu o știe. Și nu fac o invitație personală, dar merită să viziteze lumea grădina botanică, inclusiv clujenii, că sunt foarte mulți clujeni care știu numai din auzite de ea. Merită văzută, pentru că este un adevărat brand al orașului nostru. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.